Mulțumesc, domnul președinte de ședință. Obiectul declarației, responsabilizarea părinților include și responsabilizarea copiilor. În fiecare an, la 12 iunie, este marcată ziua mondială împotriva exploatării copiilor prin muncă. Această zi a fost instituită în anul 2002 de către Organizația Internațională a Muncii în scopul evidențierii dimensiunilor acestui flagel și a inițierii unor reacții pentru eliminarea fenomenului conform prevederilor ONU și ale Organizației Mondiale a Sănătății. În acțiunile dedicate evenimentului de la 12 iunie sunt implicate numeroase forțe, începând cu guvernele, angajatori, organizații sindicale, societăți civile, până la nivelul activiștilor individuali. Prin aceste acțiuni se urmărește monitorizarea copilor exploatați prin muncă și propunerea spre adoptarea unor soluții pentru protejarea tinerilor. Vlăstare umane. Conform instituțiilor internaționale de resort, un număr impresionant de copii sunt expuși celor mai grave forme de exploatare prin muncă, sclavie, trafic de droguri sau prostituție și chiar implicarea în conflicte armate, cazuri multiple fiind semnalate de presa din întreaga lume. Conform acelor surse, dintre cei 168 de milioane de copii exploatați prin muncă, majoritatea trăiesc în zone afectate de conflicte sau dezastre naturale, asta însemnă în suferință, moarte prin inaniție ori prin violență. Încă de la fondarea sa în 1919, Organizația Internațională a Muncii a adoptat standardele muncă și vârsta minimă de angajare sau de muncă, ce nu trebuie să fie mai mică decât vârsta la care se încheie ciclul învățământului obligatoriu. În România, Legislația interzice munca minorilor sub 15 ani. În anul 2015, Guvernul a stabilit numărul maxim de ore pe care le poate lucra un copil în funcție de vârsta acestuia, însă doar pentru activități culturale și sportive care nu aduc profit. Orice intervenție a autorităților privind protecția copilului trebuie inițiată, însă cu discernământul de rigoare pentru a se evita confuzia dintre exploatarea copilului prin muncă și educația copilului prin muncă. Iată ce spunea! o scriitoare americană. Dacă îți dorești copii care să trăiască pe picioarele lor, așează o responsabilitate pe omerii lor. Ne referim în mod special la obișnuința românilor din mediul rural de a-și pregăti copiii pentru viață, antrenându-i în diverse activități casnice. Este un obicei ancestral care a dat droadele cele mai frumoase, iar exemplele ar fi de prisos, fiind prea numeroase, unii dintre foștii copii crescuți astfel la țară, ajungând personaje ilustre în România și în lume. Însumi, am avut o astfel de copilărie pentru care nu voi înceta niciodată să le mulțumesc părinților mei, duși acum la ceruri. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră, mai ales ei vâznici, ați deprins din familie cultul muncii și, prin urmare, respectul cuvenit pentru munca fiecărui dintre semeni. Vorbim aici despre înțelegerea, încă din copilărie, tot ce implică truda și ambiția de a obține rezultatul dorit, ceea ce contribuie fundamental la formarea caracterului. Sau, după cum zicea filozoful grec Aristotel, rădăcinile educației sunt amare, dar fructele sale sunt dulci. Cum asta trebuie înțeles în privința educației prin muncă și a pregătirii copilului pentru viață? metodă pe care japonezii de pildă o aplică cu deplin succes încă de la grădiniță. Nivelul de civilizație atins în această țară nu cred că merită comentat decât la modul respectuos. Munca e singurul lucru care dă substanță vieții. Îl învăța savantul Einstein, Einstein pe fiul său Albert. La nivel global, activitatea de responsabilizare a adulților privind atitudinea față de minori este imperios necesară pentru deplina înțelegerea importanței actului educativ, astfel încât practica exploatării copiilor prin muncă să fie eradicată. Adulții au obligația să învețe cum să îi îndrume pe minori pentru ca rezultatul educației să constituie premiza devenirii tinerei generații, adică să asigure viitorul pe care îl doresc pentru propria națiune, puterea exemplului personal fiind perceptul cel mai sănătos. Studierea abilităților native ale copilului este în egală măsură necesară pentru îndrumarea sa către domeniul care se ofere viitorul adult, viitorului adult plăcerea de a munci în perspectiva prezumției profesiei. Consider că această metodă de educație ar trebui să fie preluată și de către sistemul nostru de învățământ. Deputat de Olt, Niță Mihai.